Beneficiile pentru sănătatea inimii ale fructelor de păducel sunt probabil cele mai cunoscute. Păducelul poate susține tensiunea arterială, care poate crește atunci când suntem stresați, când ne simțim rău sau când sistemul cardiovascular este sub presiune. Afinitatea pentru inimă se datorează de asemenea capacității păducelului de a crește puterea contracțiilor inimii și de a ajuta la susținerea unei reduceri a colesterolului seric și a depunerilor de plăci în artere. Beneficiile uimitoare pentru sănătate ale fructelor de păducel nu se termină aici. Un studiu a constatat că pacienții cu insuficiență cardiacă care au luat extract din fructe de pădure proaspete timp de 2 luni, au experimentat o capacitate crescută de a tolera exercițiile fizice și au observat o scădere a tensiunii arteriale. Păducelul este de asemenea un ervin calmant, folosit la fel ca și măceșele, care ajută la susținerea inimii, mai ales în perioadele de stres și durere. Susține sistemul nervos pentru persoanele care suferă de anxietate, îngrijorare, ADHD și iritabilitate. Fructele de păducel, ca multe alte fructe de pădure, sunt pline de antioxidanți. Culoarea roșie aprinsă a fructelor de păducel este un semn al proprietăților lor antioxidante, care sunt derivate din nivelurile lor ridicate de polifenol și flavonoide. Pentru a face ceai de fructe de păducel, puteți folosi toate părțile, inclusiv frunzele și florile. Odată culese fructele, clădiți-le bine cu apă rece. Pentru a usca totul, întindeți fructele de pădure într-un singur strat pe o suprafață curată și uscată și lăsați-le să se usuce la aer timp de câteva zile sau până când sunt complet deshidratate. Mai puteți folosi cuptorul sau un deshidrator. Când fructele de păducel sunt uscate, sunt gata să fie adăugate la ceai sau vă puteți crea propriul amestec. Pentru a spori beneficiile de sănătate ale ceaiului de păducel, luați în considerare adăugarea altor ingrediente, precum ghimbir sau ardei cayenne, pentru a ajuta la circulație, sau adăugați măceșe pentru un plus de antioxidanți.